Raed Arafat a vorbit joi seară în cadrul ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgență despre limitarea întâlnirilor în perioada sărbătorilor pentru a evita infectarea cu COVID-19. Medicul a avertizat că în timpul acestor evenimente sănătatea celor dragi este pusă în pericol. Este foarte important fiecare dintre noi ca persoană ce va face, în familie ce va face. Gândiți-vă că încă situația nu este sub control și nu suntem într-o scădere sau o descreștere consistentă a numărului cazurilor. În București, numai în ultimele două zile, ați văzut, am avut incidență de aproape, adică număr de cazuri aproape de 2000 două zile și astăzi 1700 aproximativ numărul cazurilor din București. Asta înseamnă o presiune care va fi asupra sistemului sanitar în următoarea perioadă. Asta impune că fiecare dintre noi să respecte măsurile care au fost recomandate și care rămân valide, portul măștii peste tot, în spațiile publice deschise și închise, distanțarea, măsurile de igienă, măsurile la locul de muncă care au fost stabilite, inclusiv telemuncă, muncă la domiciliu sau combinate, bineînțeles, cu separarea în două grupe, cel puțin două grupuri a celor care merg la lucru, să nu meargă toți deodată. Asta toate sunt măsuri care rămân valide. De sărbători, vă rog, gândiți-vă la sănătatea dumneavoastră și la sănătatea familiei dumneavoastră și a celor în vârstă. Încercați cât de mult posibil în acest an să limitați numărul celor cu care vă întâlniți în timpul sărbătorilor. Asta ne va permite să trecem mai ușor peste ce poate să vină ulterior sau după sărbători și, bineînțeles, ne va permite, sper că anul viitor, ne va permite ca sărbătorile să se desfășoare cât mai aproape de normalitate. Deci asta este situația la acest moment. Anul acesta nu e o idee bună să mergem la colindat, iar sănătatea trebuie pusă înaintea tradițiilor. Eu vă sfătuiesc și chiar personal vă sfătuiesc acest lucru, pentru că colindatul poate să fie câte trei persoane care merg de la casă la casă, dar sfatul este evitați acest lucru, chiar dacă e o tradiție și o înțeleg perfect și o înțelegem cu toți perfect, dar mersul din casă în casă, intratul în mai multe case deodată, în aceeași zi și te duci și te întâlnești cu cineva, mai stai un pic, mai scoți masca în casă, mai ieși, mai te duci la altcineva, riscul de infecție crește foarte mult și pentru cei la care ai mers tu și pentru tine care ai intrat în mai multe case. Întrebat ce se va întâmpla totuși de Revelion, dacă românii vor putea ieși măcar în fața casei sau a blocului, secretarul de stat a răspuns. Nu vor fi festivități cum au fost în alți ani, în centru sau cu sute de oameni care să se întâlnească pentru acest moment și sper că populația să înțeleagă, chiar dacă sunt convins că o să fie comentarii în acest sens, să înțeleagă că acest lucru are importanță în prevenirea răspândirii acestui virus, în speranță că asta va fi singura dată care vom face nea așa ceva și că la anul totul să se întoarcă cât mai aproape de normalitate. Când, adică dacă ies românii în fața blocului sau pe strada pe care locuiesc și se întâlnesc cu vecinii, nu ar fi neapărat o problemă sau o încălcare? Deci, încă o dată, știți, putem să punem foarte multe ipoteze aici. Regulile sunt clare. Regulile sunt făcute ca să diminueze contactul. Cei care nu respectă și cei care vor ieși, cei care vor intra în contact cu mai multe persoane, cum am zis înainte, se pun pe ei în pericol și pe membrii familiilor lor în pericol. Așa că recomandarea este să se evite aceste acțiuni. Putem să ne bucurăm foarte bine și de anul nou, dar respectând unele reguli în cursul acestui an. Astfel încât, cum am zis, să ne fie mai ușor și să nu intrăm după asta la regrete când vedem că bunica sau bunicul s-a îmbolnăvit, a ajuns la terapie intensivă sau chiar l-am pierdut în urma acestor acțiuni.